Marți, 12 august, un echipaj de jandarmi a surprins 4 bărbați din Jibou care pescuiau pe Someș fără a avea permis de pescuit. Pescarii fără permis au primit amenzi de câte 300 de lei. În această săptămână, un echipaj de jandarmi din cadrul grupei de supraveghere și ordine publică Jibou a desfășurat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii actelor de pescuit ilegal pe râul Someș. În urma acestei acțiuni, jandarmii au surprins 4 bărbați, toți din Jibou, care pescuiau pe cursul de apă al râului Someș în zona orașului Jibou, fără a poseda permis de pescuit în habitatele piscicole naturale. În urma faptelor întreprinse, cei 4 au fost sancționați contravențional de jandarmi, 3 cu amendă în valoare de 300 de lei fiecare, iar ultimul cu avertisment scris, conform OUG numărul 23/2008, privind pescuitul și acvacultura. Jandarmeria Sălaj atrage atenția cetățenilor cu privire la faptul că, pentru a avea acces la resursele acvatice vii, trebuie să dețină permis de pescuit, iar neprezentarea acestuia organelor de control constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 300 și 600 de lei. Acțiunile jandarmilor pe linia prevenirii și combaterii braconajului piscicol vor continua și în perioada următoare, iar împotriva celor care vor fi depistați săvârșind fapte susceptibile a fi contravenții sau infracțiuni, vor fi luate măsurile legale impuse.